Turiștii cazați în România vor fi înregistrați într-un sistem informatic de evidență. Este gata din luna decembrie, e în teste și urmează să le anunțăm oficial și să trecem luna aceasta la implementarea lui generalizată. Este acel sistem electronic de evidență a turiștilor despre care am vorbit la preluarea mandatului de ministru al turismului, a spus Udrea. Potrivit acesteia, prin sistem se încearcă ținerea unei evidențe în timp real a turiștilor cazați în structurile de primire. Pe de altă parte, Elena Udrea a precizat că va exista în continuare evaziune fiscală în structurile de cazare neclasificate, nedeclarate și aici va trebui să se găsească o soluție la nivelul guvernului. În sezonul estival, mii de patroni de vile de pe litoral cazează turiști la negru, iar câteva mii de persoane stau și flutură cheile la intrările în stațiuni. Cei din urmă dau spre închiriere apartamente fără a elibera vreo chitanță fiscală. Mai mult, atât la munte cât și la mare, sunt structuri de cazare chiar și autorizate care încasează bani, dar nu eliberează niciun bon fiscal.